Această emisiune conține plasare de produse. Doamnelor și domnilor, ei sunt cei care au aprobat orele de zâmbete. Întâmpinații Vlad Ardovan, Ana Dolcotropai și Natalia Moran. Bună seara și bine v-am regăsit la etajul nou. Am urcat tocmai aici ca să fim alături de voi. De voi, prieteni, pentru că noi suntem plini de energie, pentru că începe emisiunea noastră, etajul nou. Și astăzi, noi cu Vlad avem de gând să facem lucruri spontane, da? Negândite, nepotrivite, probabil. Nebune. Da, pentru că colega noastră este astăzi din nou alături de noi și noi ne bucurăm pentru ea. Natalia, salut! Salutare, băieți, și bună seara, dragi prieteni, și bine v-am găsit la cel mai superb și cel mai înalt talk show de la noi din țară. Numai la noi veți vedea cele mai inedite momente alături de invitații noștri care o să vă aducă zâmbete și multă dispoziție. Avem invitați un psiholog și doi interpreți mega talentați, dar nu o să vă spun cine sunt. Wow! Noi avem doi. Nici n-am știut. Interpreți mega talentați care foarte talentați. Psihologie, probabil. Da, pentru că ei o să ne spună și de una și de alta. Și de alta, dar noi să întrebăm. Apropo, când ultima dată ați fost la psiholog? Cred că niciodată. De ultima dată? Niciodată. Ultima dată, cred că niciodată. Da, ai avut nevoie? Nu, în școală am avut un psiholog, dar nu mi-aduc aminte să mă fie adresat. Eu mereu mi-am fost psihologul meu personal. Nu. În școală am avut un psiholog, dar nu îmi luam la dânsul. Știi că noi știm că el este undeva acolo într-un cabinet. Da, în toate școlile presupun că este cabinetul de psihologie. Apropo, haideți, dacă tot am făcut paranteza respectivă cu psihologie, am să vă spun că băncile mari din lume au psihologii lor pentru oamenii foarte bogați. Pentru că oamenii foarte bogați nu pot să coopereze cu ideea că ei sunt foarte bogați și nu știu ce să facă cu toată suma asta de bani. Voi vă închipuiți, oameni buni, ei au nevoie de psiholog pentru că și ei iau prea mulți bani. Adică psihologul îi calmează, îi liniștește și... Îi liniștește și normal. E normal. Asta e normal. Bani și nu știi ce să faci cu dânsul. Exact. Asta așa. Vorbește un psiholog care are 2600 de lei, știi? Liniștește. 2600 de lei pe lună, da? Pe lună. Da, într-adevăr, eu nici nu știu care este suma de bani pe care o primesc psihologii noștri la școli, dar este destul de mic. Apropo, dacă tot vorbim despre oamenii bogați, dragi telespectatori, imaginați-vă în felul următor, că aveți posibilitatea în fiecare secundă să primiți o sumă de bani extraordinar de mare, da, pentru secundă. Ca să încerc să fac o paranteză, dacă nu mă știu, e vorba de $1,000. Și pentru ca să ajungeți la suma pe care o are Bill Gates în momentul de față, o să vă trebuiască 2000 și ceva de ani. Ca să primiți în fiecare secundă $1,000, ai să ajungi să... Deci tu ai nevoie de 2500 de ani ca să ajungi la suma nu pe care 2500, are 2000 și ceva. Ok, 2000 de ani. Ca să ajungi la capitalul pe care îl deține acum Bill Gates. Apropo, dacă Bill Gates nu este un băiat atât de rău cum ni se pare nouă de la început, am în vedere că normal că nu e băiat, e bărbățel în toată firea, cu soție, cu copii și cu toate. Este un filantrop și foarte mulți bani îi dă pur și simplu pentru cauze nobile. Adică lupta cu malaria, de exemplu, în Africa și așa mai departe. Adică bărbățelul s-a pus pe chestii serioase, știi cum? S-a jucat la calculator cât s-a jucat, dar băi, hai să ajungi, mai intră și în viața reală. Eu vreau să vă spun că într-adevăr așa este și o știu de la prima sursă. De la prima sursă? Da, de la prima sursă. Chiar de la dânsă, da? Nu, de la prima sursă. Alo, Vitalic, da? Cum e Bill? Bore, de exemplu. Bore, noroc. Ce faci, Boris? Ideea care e? Acum câțiva ani a apărut o știre că unica studentă din România, așa, care a fost sponsorizată de Bill Gates, este Alexandra, n-am să dau numele, pentru că este virșoara mea. Da, este ea de fapt, da, este de fapt. Ce de super! Alexandra, apropo, dacă tot ești în România, probabil că ai posibilitatea. Okay. Nu, eu am în vedere, atunci când vii în România, ai posibilitatea să vezi Busuioc TV, pentru că noi suntem și pe, deja și prin România ne puteți vizualiza, să vezi că este o emisiune în care Anatol
invitatul, verișorul tău, spune câte ceva bine despre tine. Da. Felicitări, Alexandru, eu tot te cunosc, mie îmi pare bine. Iha! Da, și ea, respectiv, da, este o, toate rădăcinile sunt din țara noastră, bunica, străbunica și tot așa. Deci, respectiv, au plecat încă pe timpuri. Toate rădăcinile, adică tăți morcovii, tăți patrujelă, tăți... Dar noi ne mândrim, pentru că dacă toți România o să spună că este unica studentă din România, dar să știți că ei, că da, e ideea noastră. Din Republica Moldova. Da, asta vreau să spun. Nu, ai cu rădăcinile. Și, într-adevăr, acum am un proiect în Africa, un proiect pe care l-au creat pentru a face ceva frumos pentru cei care locuiesc acolo și tot e susținut de Bill Gates. Dar nu știi despre ce proiect este vorba? Nu știu, să o sunăm pe Alexandra și o să vorbim. Da, să aflăm neapărat, pentru că mi-este și mie interesant. Din câte știu eu, el luptă foarte mult cu malaria la momentul păi de față. Păi asta și este unul din proiecte pe care le fac ei într-o super, țară. Super tare, mă bucur foarte mult. Apropo, că în țară deja au început să... Să treacă să granițele, străbate, da, să treacă granițele fusurilor, adică nu fusurilor, dar meridianilor și deja au început să urce tot mai sus în țară de malerie. Mai sus am în vedere mai înspre nord și mai înspre sud în cazul în care vorbim de zona temperată, da? Și cam asta te pune la întrebări, să spui de asta plasă în tot apartamentul. Una din malerii casa. Și unele din grupuri de țânțari. Așa. Virusul ăsta, maleriasă, din grupul de țânțari de la și universitate. Din la universitate din Africa, care au început să se ridice, așa? Deci să vină în zona noastră. Temperată, așa? De asta și am început să lupte mai asidu cu toată chestia asta. A, păi până la urmă tot ei stem de chestiile astea, adică până la urmă nu e pentru Africa, dar e pentru noi, că dacă se ridică mai sus băieța, păi maleria asta, una din malerii, clar, clar, noi facem caz de necaz. Se numește dengue. Dengue, știu. Așa se numește dengue. Da, e o malerie, e o formă de malerie, din câte am înțeles eu, foarte și foarte gravă, la care gravă, agresivă. Și n-au găsit încă soluția antidot. Și antidot, respectiv luptă și cu chestia asta. Dar ei sunt în țară tot din ăștia care încet, încet se ridică și se acomodează cu temperatura mai rece. Da, dar oricum la noi temperaturile deja se ridică și respectiv ei nu prea tare trebuie să aclimatizeze. Da. Da. Apropo, o idee foarte simplă cu privire la țânțari, dragi telespectatori, dacă vreți să scăpați de ei din jurul casei cel puțin, ca să nu aibă posibilitatea ei să se înmulțească pe lângă voi, pur și simplu atrageți atenția la orice posibilitate de acumulare de apă statică. Dacă există pe undeva apă statică pe la voi, prin o gradă, acolo cu siguranță o să se dezvolte țânțari. Adică balierșile cele... mai simplă. Băltoașele cele care stau la colț de casă și intră apă în tătă ziua și să mișcă acolo, nu știu ce... Mormoloși de ăștia de țânțari. Apă respectiv, eu am uitat cum se numesc chestiile cele, vierni de țânțari, nu mă știu cum se cheamă. Da, fine, ok, mormoloși. Faza incipientă de țânțar. Scopul este să aruncați apa și să nu o lăsați să se păstreze. Natalia, tu știi și care țânțari sug? Sug sângele. Știi care din ei? Femelele. Doar femelele. Femelele. Doar femelele. Cum a spus Natalia, femelele? Am înțeles că chiar știi. Da, doar masculinul. Eu știu, am auzit de asta. Da, masculii se hrănesc cu altceva, cu polen, dacă nu mă înșel. De ce crezi tu, dacă știi, de ce femelele fac chestia asta? Ah, de ce suc sânge? Pentru că dau, hai să zicem așa, naștere la alt țânțar. Corect. Și au nevoie de hrană mai consistentă, așa că să le placă la copchii cu bunișorul. Și să lichească ghini de pod. Să mânjească ghini de pod. Da. Psihologie, să ajungi la țânțar. Păi da, ne întoarcem înapoi la psihologie. Da. Putem să ne întoarcem, dar că un pic mai târziu, atunci când vine și invitatul nostru de când Da, dar eu tot, dacă tot, uite, ne dezbate, hai să le spun despre psihologie. Eu mi-am aminte din școală, erau mai multe teste pe care... Eu eram traumatizat de un țânțar și m-am dus la psiholog. Asta vreau să nu, am vrut să spun că mi-aduc aminte de un test care aflai dacă ești bufniță sau ești... Ciocârlie, dacă nu mă înșel. Ciocârlie? Da, pare mi se, da. Deci dacă tu ești persoana care mai mult activează mai ziua, mai activ ziua sau noaptea? Eu o să vă fac un test la pauza viitoare. Hai, la pauza viitoare. Hai, fă-ne-le acum, dacă ai testul, dacă nu știi pot testul. Să fac acum testul pentru că am nevoie de două foi și două pixuri să îmi desenați ceva și o să vă spun ceva okay. Despre voi. Uite, facem după pauză, da, o să facem pauză, testul ăsta chiar exact. pentru telespectatori, să vadă și telespectatorii testul. Dar testul meu contează, mă, și am greșit. Testul tău, dar contează numai atunci când îți fie test la sarcină. În restul, doar și testul mai faci și el nu contează. Nu te-ai văzut? Cea mai mare broasă asta care ai văzut-o vreodată? Care care am văzut-o? Nu la televizor. Eu cea mai mare, nu la televizor, am văzut atât de mare.
mare. Deci n-am văzut mai mare decât eu. Eu am văzut chiar una mare. Cât? Cât de mare? Așa. Așa cât? Lung? Așa de lung era? Da. Eu cea mai mare care am văzut-o era cât dimensiunea la masa noastră. Doar că evident. Stai să-mi aduc aminte că am fost în... Și am fost în Grecia, în grădina zoologică. E tot în Grecia. Și uite, așa de mare. Grădina zoologică? Nu, grădina... Menajeră. La noi la botanică am fost la grădina botanică în Grecia. Am luat grădina cu mine. Acolo era broasca țestoasă, noi am făcut poze cu ea, am îngâiat-o pe carapace, ea și-a făcut, ăi, și de ghine, am gândit, am gândit-o. Eu mi închivă cum a făcut ea. M-a urcat, am 16 ori, am făcut o tură. O tură în jurul lumii. Menagerii. Da, până la urmă, ea, după cât ți-l minte, avea peste 100 de ani deja. Da, ești normal, ele sunt foarte longevive, noi ne bucurăm foarte mult pentru carapace. Și pentru noi, însă nu suntem atât de longevive, avem un timp destul de limitat și de aceea, Natalia, o să te rugăm să ne chem invitatul nostru. Înainte de a invita persoana pe care o așteptăm în platou, vreau să vă spun un mic banc despre profesia ei. Vorbesc două prietene. Psihologul mi-a recomandat o modalitate foarte bună de a dormi repede, număr până la 3 și adorm instantaneu. Așa de repede? Nu întotdeauna. Ieri, de exemplu, am numărat până la 4 dimineața. Așadar, să o întrebăm și pe ea ce recomandări le dă ea pacienților săi. Elena Visternicianu. Mie, în primul rând, îmi este interesant. Bună seara, Elena! Asta e microfonul, luați loc mai comod. Mie îmi este interesant dacă într-adevăr persoanele care vin în vizită la un psiholog pot fi numiți pacienți. Nu neapărat. Nu neapărat. Nu neapărat. Clienți, li se spune mare parte, pentru că pacientul necesită mai mult consultația unui psihiatru. Exact. Da, deci pacientul este deja de ordin medical mai degrabă. Deci dacă ai venit la un psiholog, ești client inițial și după ce ești șor, ești șor, devii pacient. Da. Dacă ți acord ajutorul cuvenit. Aha. Deci tu, în cazul în care intră clientul și el intră ca client și tu înțelegi că este pacient, tu îl redresezi? Redirecționezi direct la psihiatru. În cazul în care ar trebui, dacă nu, nu. Câți clienți sunt, moldovenii în general, frecventează, vin, au nevoie de psihologi, apelează? Păi, din păcate, la noi încă nu este atât de bine dezvoltată ramura dată. Suntem de-abia la începutul, să zicem așa, consultărilor, da. Dar deja, adică statistic vorbind, multă lume apelează la psiholog. Suntem în creștere. Suntem în creștere, da. Deci oamenii, da. Să spunem așa, oamenii au început să aibă încredere în psihologi și să nu le fie frică, pentru că inițial eu tot în discuție auzeam, oamenii nu se duc pentru că nu știu ce o să vorbească, nu vor să se deschidă, nu vor să spună secretele și tot așa. Și mai este încă așa o greșeală care o fac majoritatea, încurcă psihologul cu psihiatru. Cu psihiatru. Da. Da. Și de aceea, dar este diferență foarte mare. Psihiatru, cum deja am mai vorbit, dumnealui recomandări medicale, adică recetele le prescrie medicamentos. Psihologul, cum se spune așa, este medic de suflet. Așa. Da. Deci este, totuși, într-un fel oarecare, el este medic, dar, propriu zis, educația, da, într-un oarecare sens așa este medic, suf. Dar nu este considerat medic de altfel. Este mai degrabă un sociolog, este adevărat? Să zicem, da, în mare parte, pentru că psihiatru face Universitatea de Medicină, psihologul... Adică nu-i neapărat să facă psihologie. Deci e un fel de facultate sociologică mai degrabă. Da, deci pedagogică, sociologică. Comportamentul îl... În cazul psihiatric, da, în cazul unor diagnostici psihiatrice, cred că mai degrabă este vorba și de devieri fizice, fiziologice. Psihice, da, asta e, Doamne ferește. Da, da. Adică e... Deci, ok, hai să întrebăm... Da, vorbim despre psihologie. Da, hai să întrebăm, dar în felul următor, dacă nu te super, Anatol. Elena, care este... subiectul, adică tema cu care ar putea să se adreseze un moldovean la un psiholog. Da? Un cetățean din Republica Moldova și un cetățean din România, adică de altfel din spațiul nostru europei. Păi, oricare cetățean, fiecare persoană, adresându-se la psiholog, el deja are o problemă. Uh-huh. Ele sunt diferite.
nu putem să spun chiar și aceeași insomnie, cum spunea Natalia. Așa, în bancul respectiv, da? În bancul respectiv. Chiar și aceeași anxietate, la copii devierile comportamentale, adică ca să facem o analiză, adică este un spectru foarte larg de vorbit, toți apelează la psiholog. Haideți să încercăm. Da. Eu vin cu o problemă și Vlad vine cu o problemă, dacă ele sunt probleme. Nu, eu vin cu problemele lui Anatol, eu cu problemele mele nu vreau să vin. Exemplu, bună ziua, e că am o problemă. N-am bani, vreau să am bani. Ce să fac? Credeți că psihologul vă ajută? Nu, eu, asta și întrebare. Asta ar putea să fie început de dialog. Asta trebuie să adresez la Alexandra. Asta cred că nu. Asta cred că nu. Ok, alte situații, Vlad? Să flat roata la mașină, ce să fac, da? Tot nu cred că e vorba de psiholog. Știți, dacă să pornim de la început ceea ce ați discutat voi, paralela făcând între țânțar și psiholog. Da. Nu, suntem departe. Adică, suntem departe. Ok, da. Venim cu altă întrebare. M-am certat cu soția, nu știu ce numire. Deja, asta este mai întrebările. Da. Așa, deci asta este direcția. Asta este direcția, deci da. Cearta, da? Sau de ce se întâmplă certurile în familie? De ce se întâmplă certurile? De ce copilul nu ascultă? A, copiii e hiper... Da. Hiperactiv, am vrut să spun, hiperdezvoltați. Hiperdezvoltați, să zicem. Ok, sau nu, ok, hiperactiv. Copilul, tot trebuie să vii cu el la un psiholog ca să înțeleagă care este? Păi, inițial, dacă copilul este hiperactiv, medicul de familie recomandă consultația unui neurolog. Deci tot, vedem care nu, este problema, da. Adică aici este foarte fin. Problemele foarte fine. Eu spun așa cum este, pentru că foarte mulți psihologi de la noi din Republică, din păcate, văzând că este problema de domeniu medical, reorientează. Nu reorientează. Nu, încearcă să-și rezolve. Lucrăm și lucrăm. O ședință, două, trei, rezultatele nu sunt și psihologii sunt răi până la urmă. Aha. Așa. În general, există diferența deci diferiți psihologi, da? Adică este o latură așa mai mult pentru copii, spre exemplu, da? Da? Psihologi pentru familie și adică psihologi și... sunt specializați, să zicem așa. Uh-huh. Psihologul, chiar și ca psihologia, ca știință, este psihologia vârstelor, este psihologia familiei, psihologia muncii, maselor, da. Exact așa și psihologul. El trebuie să aibă o direcție cu atunci, care să lucreze. Spre exemplu, păi, psiholog nu. De familie. Da. Asta e o direcție. Da. Cum să vă zic, de consilierea familiei, de psihologia familiei se ocupă studiile care noi le facem din toate domeniile, adică și psihologia vârstelor, și psihologia familiei, tot absolut. Spre exemplu, dacă noi am face chiar așa pentru public, să fie clar, vom juca un mic rol. Eu sunt soțul. Da. De ce nu mă nir eu? Da. De ce eu nu mă nir? Soția mea. Eu sunt copilul, băi. Vlada. Ok. Hai, eu sunt soția Vlada, da. Și noi avem o problemă. Noi nu ne împăcăm. Noi nu avem probleme, închide gura. Eu am venit la psiholog să vorbesc cu psiholog. Te rog frumos, nu te vrâi. Da. Îmi vorbă la mine. Ia că să încep. Ia că uitați. Ia că să încep. Ce sfat ne-ați dat? Ia că eu, iar... Noi nu avem probleme, eu am probleme. Noi nu avem probleme. El are probleme. Da, da. O venit cu mamsa, ia că trăim, damă, de două luni și eu nu pot, mă simt în largul meu. Lepădați-o. Eu... Mulțumesc! Nu, mânuța. Este așa, nu, e o glumă. Dar, general, ce sfatele ați dat, de exemplu, dacă nu se ceartă și nu înțeleg de ce cauză, ce problemele, de la toate mărunțișurile ne certăm. Vlada, ce se întâmplă? Eu nu pot așa. Normal că ne certăm de la toate mărunțișurile. Dar tu nu aduci bani acasă. Noaptea, tot timpul ne certăm de la mărunțișuri, noaptea. De la mărunțișurile acelea, tu trebuie să le agriezi, mai mult, să le motivezi, să le mărunțișuri. Păi de aici trebuie de văzut de unde a pornit problema și de când a pornit problema. De la tas, de când a venit mesa. Normal, de două da, luni. Da. Se discută cu fiecare trebuie separat. Trebuie invitat și mama soacră? Da. Nu, mama soacră, nu. Anume cuplu. Doar se lucrează cuplu. Adică până la urmă noi putem ajungem la un compromis. De exemplu, se ajunge, dacă da. Două luni urmă sunt și probleme, înseamnă că problema e clară care în familie. Da. Trebuie să dispară problema și iar ne împăcăm. Da, eu da. Cred că da. Dar dacă problema nu e în mama soacră, atunci apar de iarăși din nou, de la ce s-a început, da? Și de cât timp? Și de cât timp, adică este așa un... Problema totuși a pornit, are un început. Așa, rădăcinile undeva s-au depus. Și încă ceva, psihologul nu vindică, psihologul ce e? Dă sfaturi? Nu, nici nu dă sfaturi, nici nu dă. Da. Nu are dreptul să dea sfaturi. Dar ce psihologul, caută?
Caută rădăcina problemei. O caută rădăcina una, dar el ajută persoana, chiar și cuplurile, ca să se ajute singur pe sine. Deci să înceapă un dialog constructiv între ei. Da, formează poate un dialog constructiv. Poate nu este, comunicarea în familie nu este la nivelul... Dar este, apropo, despre comunicare. Dar tu crești cu prietenii cu ele. Ghirigura. Da, da. Și o altă problemă este că cuplurile nu se ascultă. Asta e. Am vrut să spun că este adevărat că în 90% din cazuri, când e vorba de probleme în familie, este vorba de lipsa de comunicare. Lipsa de comunicare, păi așa este, da? Da. Adică dacă bărbățelul vine acasă și îți zice n-ați zărplat în chirigură și pune borș, păi, aici de-am eu problemă. Da. În orice problemă trebuie să fie comunicare. Absolut. Comunicarea rezolvă tot. Dacă vine acasă, eu pur și simplu n-ai cu cine comunica. Atunci îl lăsați până când aveți cu cine comunica. El e incomunicabil, da, el se duce la lucru la 6 dimineața. Iar n-ai cu cine comunica. Atunci problema nu este a psihologului, este, da, redirecționare, narcolog. Redirecționare la psihiatru. Nu, la narcolog. Narcolog, da, da. Te duci și după ce ți-ai revenit, ai venit acasă în grăit. Îți revii și pe urmă începi comunicarea, discuția. Ok, de exemplu, dacă vine Vlada și se nervează și zici că a fost bătută, aici tot la psiholog? Păi eu nu înțelegeam normal, tot greșit. Nu, aici nu este numai psihologul, aici sunt și poliția se implică. Psiholog, da. Poate fi un psiholog să aibă și grad, am vrut să spun, militar. Da, și militar și da. A, apropo, noi avem și psihologi deja și în armată, în cadrul... În armată, da. Deci sunt psihologi și în poliție peste tot, da, și în trupele de carabinieri. Da, cei din poliție lucrează cu polițiști, nu lucrează cu cetățenii. Cu polițiști, dar sunt cazuri când cu victima lucrează, de independență, în ce... Care e cauza? În ce direcție, iarăși merge psihologul. Și în armată tot. Eu mă bucur că n-a ridicat mâna la tine și toate normal. Nu m-a să încercat. Când te șlichem odată. Te șlichem. Dar sunt și cazuri când femeile agresează bărbații. Da, la mine e ca să ție pe mine mă bate în permanență. Eu o să așa de mărânțel că e pe mine mă bate. Eu niciodată nu a ridicat mâna la dânsa. Da. Trebuie de luat măsuri cum ai trai grijă. Nu, te rog frumos. Hai că dacă ceva greși cu mine ca să-l bat eu. Să nu-l bați tu. Este încă o latură, într-adevăr, destul de puternică la momentul de față în societatea actuală, este singurătatea. Este iarăși o chestie a societății care... Nu este chestie, chiar este problema societății. Da. Copiii, nu zicem abandonați, părinții pleacă lipsiți de atenție, chiar bătrâni abandonați de proprii copii. Aceeași, dacă să ne referim la copii, este o problemă foarte... Ei sunt lăsați, părinții pleacă peste hotare și zice și se încep toate... Și, în general, și orele care le petrec la calculator, ceea ce tot și orele, transformă da, dar apropo... Dar știți ce fac părinții în mare parte? Nu au timp, vin obosiți de la lucru, să zicem că societatea este de vină. Da. Noi suntem cu toții supraîncărcați cu problemele de zi cu zi, cu muncă, și vii acasă, nu știi ce să faci și cum să faci, copilul caută, necesită atenție. Hai, du-te și te joacă. Un pic la calculator, îți spun jocul, da, și du-te și te joacă. Asta este problema noastră. Da, hai să vorbim și inițial, pentru că într-adevăr nu poți să ceri omul că el vine supraobosit și chiar dacă se joacă, tu îți dai seama cum el se joacă. Cu copilașul, adică nu are... Copilul dacă nu capătă atenția de care are nevoie de la părinți, el o caută în altă parte, în grupuri. Da, se canalizează în altă direcție, da. Și în momentul ăsta se întâmplă așa că el se îndepărtează de la părinți. Și nu numai, își formează... Se intră în... Cochilia sa. Da, cochilia sa. Dacă ar intra în cochilia sa, ar fi o problemă mai cât de cât. Dar ei, și își găsesc grupuri cu devieri. Deci sunt ce problemele de comportament. Și problema societății. Deci atenție maximă trebuie să le oferim copiilor. Hai să concluzionăm într-un fel oricare. Deci, pur și simplu, haideți ca un sfat, dacă am putea oferi general, pentru că nu vorbim de concretică, pentru fiecare caz aparte, dar per general. Iată, de exemplu, ce ar putea face părinții atunci când copilul se rupe din legătura de la familie. Când nu are lipsă de atenție, cum să facă, ce să facă? Ce să facă părinții când simt că deja, uite, copilul s-a detașat de părinții propriu-zis și adică păi nu interesează... Dacă problema nu este
prea adâncită, adică nu este pierdută, epuizată, atunci acordați-i cât mai multă atenție. Ieșiți cu copiii la plimbare, jucați-vă cu ei, discutați cât mai mult, întrebați-l ce a făcut la școală, să te implici în viața lui. Copilul cât de mare, cât de mic nu a fi, el are nevoie de prezența părinților. Vă mulțumim mult. Asta noi e chiar vă mulțumim, important. Anatol, eu am să fiu prezent de azi înainte în viața ta. Ca un... sincer, ca un șanscat. Ce faci tu, capul meu? Stimați telespectatori, iar acum este evident că dacă a venit Elena la noi în ospeție, o să aibă parte și de o rubrică special pregătită pentru ea. Natalia, ia spune-ne mai concret. Elena, trebuie să ne spuneți pentru ce meserie se utilizează următoarele costume din imaginile de pe ecran. Așa deci... Ca un psiholog adevărat, ați avut de-a face cu toate profesiile din Republica Moldova, cel puțin. Noi acum, cu ajutorul regiei, o să oferim aceste imagini pe ecran. Și tu, Elena, o să ne spui, după părerea ta, în care profesie este utilizată această instrumentație. Provocare. Hai să încercăm. Regie, vă rugăm să ne dați prima imagine. Prima imagine, da, primul costum. Bucătar. Este un bucătar, da. Un șef, un bucătar. Credeam că e medic, doar că și-a pus... Șapca de bucătar. Șapca de borș. Șapca de borș sună bine. Așa. Asta e... Constructor. Nu, asta e vecinul. Asta e constructor sau... Asta e hainele astea, nu sunt de electrician. Și electrician fie. Dar în general... E o salopetă de construcție. Adică, da. Hai să vedem, constructor sau nu? Cred că da. Bănuiesc și eu. Da, este foarte bine. Are cască, știi cum. Astea sunt costume naționale, astea sunt profesie de moldovan. De dansator. De dansator. Eu mă gândeam că noi sunt costumii noastre, care noi îmblăm de zi cu zi. În general e frumos când dansuri populare. Într-adevăr, dansatori, respectiv și elementele sale. Cel mai interesant, toată lumea se uită, dar doamna are nevoie de psiholog. Eu se uită jos, îi strujnează. Ceva probleme sunt. Hai, mergem mai departe. Asistentă medicală. Asistentă medicală sau medic? Asistentă medicală, nu, doar de să schimbe... Doar de să schimbe șapca și asistentă de bucătate. Da, poate medicală. Fi și una și alta de altfel, pentru că acum știu că ei toți poartă identice. Dacă scrie medic, e greșesc ei. Hai să vedem. Hai să vedem dacă e doctor. Nu scrie nici medic, nici asistentă medicală. E obstetrician. Doctor. Da, doctor, nu știu. Doctor. Okay, da, medicină, poate. Medicină, da. Ok. Să vedem alt costum, altă haină. Opa! Dar nu ghicești acum, i-am spune. E părerea ta, cine este? I-am spune care e. Polițist? Nu, asta e striptizor. Da, striptizor. Da, eu îți garantez că este să nu lucrat în viața lui la poliție. Tu mă crezi? Eu sunt. Și nici nu la noi, dar nici în America de unde e poza asta. După cum ține pistolul și după cum stau ochelarii. Și fel de semn de ce de la șerif. Pentru exact. Că e clar că e striptizor, el nici nu știe unde să ține. Ce zic, stole? Ești stole. Stai normal. În fine, eu cred că regia crede că asta e poliție. Ia să dăm. Da, numai poliție. Polițiștii, domnii polițiști care se uită la noi, toți colaboratorii în Ministerul Afacerilor Interne, acum râd că este de polițist. Ăsta cu siguranță nu e polițist. Și noi știm că el nu e polițist, da. Da, și în fine. Plus la asta. Stai, Anatol. Era vorba de îmbrăcăminte, vestimentație. Deci vestimentația poate fi considerată de polițist. Nu poate, dar greu. Cu greu, pentru că nu are nimic pe fiul. Element, hai să vedem următorul. Asta e nanașul. Asta e eu, dar este Vlad. Asta e nanașul. Vlad, pur și simplu, nu vreau să arăt fața de rușine. Minier? Nu. Este vorba de o salopetă care protejează de... Foc. Foc, da. Așa, da. Pompier, da. Adică, cel puțin mie așa mi se pare, da. Da, e pompier, da. Apropo, minerul, cred că o să aibă un bec. Da. Becul. Un bec în frunte. Eu am crezut că becul e la domnul cu spatele. Da, eu l-o ascuns în gând. Corect, este pompier și el e miner. Să vedem mai departe. Hai să încercăm măcar să găsim denumirea în română, pentru că asta și vroiam. Cufundător? Scufundător. 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 Poate e versiunea englezească. Eu spun și eu. Aquavolongist. Aquavolongist, corect, da. Diver. Sau scufundător. Hai să mai spunem. Submarine man. Submarine man, da. Da, e și man, nu-i woman. Nu, înotător la adâncime. La adâncime, da. Da, cred că e diver. Hai să vedem ce este. Dacă e scufundător. Scufundător. Dar toate celelalte sinonime toți sunt adevărate. Dar stai un pic, aici e rădăcină cuvântul lui fundător. Scu, el e cu scut.
Scu? A, e cu scut. Da, eu sunt și la fund. Am înțeles. Să înțelegem că asta a fost... Nu? Nu e ultimul. Opa! Opa! Stai un pic, ăsta cine? Ce este costumul? Îmbrăcămintea? A, sau noi vorbim de haine. De haine? Asta e profesia de nanaș. Nu, e profesia de mire. Eu știți ce cred? E modeling. E, da. E model. Prezentator de modă. Păi ok, da. Dar ce poate fi... Deci ce este? Smoking? Da? E modelier, nu? Smoking sau mai este... E smoking mai degrabă, pentru că nu e frac. Fracul are... din alea adaose de rândunică, știi cum, în spate. Dar da. Asta e smoking. Codiță. Mai degrabă. Codiță, da. Ok, oricine poate fi. Hai să vedem ce prezentator, scrie regie, știu eu. Inventat. Costum universal! Profesie de costum universal. Nu vorbim de profesie, de costum. Deci costum universal și pentru un polițist, și pentru un pompier, și pentru toți. Pentru toți, da. Mai avem? Da. Mai avem încă unul. Oh. Stați un pic. A, știu, văd după cască. Văd după cască, da. Cine e? Da. Elena. Casca din mână. Din mână, da. Și asta e ultima. E sudor? Corect, sudor. El asudă tare când lucrează, pentru că masca asta se prinde iepuraș. Da, știți da. Cum se mai spune. Sudor, asta a fost frumos, Elena, ultima profesie. Și bine. Da. Foarte bine, te-ai descurcat de minune, Elena, mersi. Chiar mulțumesc de provocare și de împreună de altfel cu noi, nu, tot ne-a fost interesant să vedem care și pentru ce. Cel mai tare ne-a plăcut e costumul universal, el e foarte universal. Noi apropo avem un costum universal. Noi îl purtăm destul de des, numai că la noi nu e smoking, înțelegi, la noi e și nu spate de... Păi la noi smoking poartă numai mirele. Da, mirele și nanașul. Și mireasă. Și unele cazuri când sunt invitați la evenimente mai private, așa, în care sunt dress code-uri, da, cu smoking. Noi îi felicităm pe cei care vor să participe la aceste evenimente. Elena, noi îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta. Și eu vă mulțumesc de invitație. Te așteptăm cu mare drag atunci când o să poți să ne spui ceva la general, evident că nu despre fiecare client în parte. Bine. Pentru că dar știm foarte bine că aveți... Amuzante care se mai întâmplă. Exact, dar ca și orice medic aveți... Deci știu că nu sunteți medici, dar ca și medici aveți securitatea să nu spuneți absolut nimic din ceea ce... Confidențialitate. Stimați telespectatori, iar noi vă spunem să nu cumva să schimbați canalul, că dacă o să schimbați canalul, o să aveți nevoie nu de psiholog, dar de psihiatru. M-ați înțeles? Rămâneți cu Busuioc TV. Dragi prieteni, ne-am reîntors după o pauză publicitară și colega noastră Natalia, cum ne-a promis un pic mai devreme, ne face un test psihologic. Hai să vedem. Da. Așa, băieți, vă explic ce trebuie să faceți. Aveți aici 6 imagini. Așa. Și telespectatorilor să vadă și ei imaginele respective. Eu vreau să spun că fiica mea ținează mai frumos, dar nu e despre asta. Păi, cine știe de cine a fost ținată aceste imagini? Așa. Okay. Da? Trebuie să finisați fiecare dintre aceste desene și apoi vă spun ce aveți de făcut mai departe. Cât mai repede. Ce vă vine cap? Definisat. Da, definisat. Desenați deasupra ce doriți. Deci ce vă vine cap? Pe aceste desene? Da, exact. Continuare. Hai să facem o continuare. Da. Continuare o finisăm. Hai, repijor, Anatol, nu știu, să finisăm aceste okay. desene. Frumoase, nu știu, eu... Nu e o problemă, eu iubesc să finisez. Mie tot îmi place foarte mult. Aici ce este la noi? Așa. Uite, le-am finisat. Mai adăugăm aici ceva. Apropo, mie, cine mi-a făcut testul ăsta a arătat foarte... Și foarte. Foarte adevărat. Ei, frate, asta e tătăi. Numai vorbă. Amuia. Ce să finisăm? Nu știu, și clar, deci și de asta și voi, deci. Și deci toate 6 trebuie să toate le șase. Să le facem ceva. Toate 6. Ok. Aici facem, uite așa, o chestie. Și aici facem așa. Și aici frumos. Facem așa. Eu m-am blocat la un desen, știi? Tu te-ai blocat nu numai la desen. Eu sunt gata. Nu știu. Poate vrei un gata, marker? Gata, acum sub fiecare desen scrieți câte două cuvinte. Câte două cuvinte? Da. Care sunt asociere cu acest desen? Da. Aha. Tu ce desen sau ce vă... Nu știu. Ce vă vine în cap? Așa. Nu
Da, vă cred că să-mi spuneți ce ați scris voi acolo. Da, da, da. Treaba noastră. A, treaba ta? Eu aveți să-ți spun unde-i treaba ta, dar... Da, tu de unde știi unde-i treaba mea? Eu nu știu. Pe foaie. Exact. Așa... Eu, mă fac și eu un pic acum de psiholog. Ce să mai adaug eu aici? Tehnologie. Aici să fie... Gata! Hai, eu vreau să văd pe ta. Hai, Anatol. Și să spun ce. Iarăși tu vrei să vezi? Ei, da. Tot la mine discuți. De la tine vreau. Tot la mine discuți. Tot la mine discuți. Ok. Vezi că la tine a fost fix și se vede mai... Da, așa. Așa, da. A, cam asemănător sunt. Stai un pic, stop. Nu, așa nu se face. Arată la cameră, ca să fie tot ok. Să fie clar. Hai. Deci. Primul desen reprezintă cine sunteți voi. Adică ești tu. Eu, da? Da, tu ești câine, prieten. Câine, prieten. Da. Câine, prieten. Okay. Super. Da. Înseamnă că ești devotat, stai, ești prietenos. Stai iar să facem, tu... să facem deodată să facem și cu mine, da? Și analiza. Da. Eu sunt frumos. Tot în primul rând. Deci eu cum? Da, eu sunt frumos. Și asta e eclipsă, pentru că am făcut, dacă era un soare negru, am făcut o eclipsă. Știi cum? Eclipsă solară. Ascund, da, el da. E... Și-s frumos. Eclipsă frumoasă. Misterios. Da, misterios. Și frumos. Eu sunt misterios și frumos. Oie, chiar așa. Hai, mergem mai departe, a doilea. Lași, te rog, desenul. În ce se manifestă agresiunea? A doilea desen. Nu știu ce, sovata, munți. Ce-ai făcut tu? Agresiunea, munți, bucurie. Agresiunea mea se manifestă. Sovata, regiunea, tot... Ai fost agresiv acolo? Da, nu e adevărat. N-ai fost? Sovata, ce-am făcut eu? Sovata și? Munți. Munți. Eu mi-am asociat cu munții și... La mine e bucurie, munte tot. Așa. Hai, mergem mai departe. A treilea desen reprezintă ocupația. Cu ce te ocupi în viață? Casă și căldură. Casă și căldură. Eu mă ocup cu automobil și cu viteză. Da, ție-ți place probabil ocupațiile mai mult acasă. Natalia, arată-te rog frumos, asta absolut nu se asociază cu mine, dacă sincer, și vreau să-și mintec textul psihologic în general, dar după primul nu se asociază deloc. Ok, bine, al patrulea înseamnă partenerul. Partener. Și cosmos. Viață, da. La mine e om partenerul, asta e o chestie tare importantă. Asta e foarte bine că e om, bine că nu e animal. Veselie, da. La mine om, e un balon vesel. Și cosmos. E tot de cosmos în familie, tot de chei. Așa. Bine. Okay. Al cincilea desen reprezintă copilăria și casa, părinții. La Vlad Busuioc. La mine copilărie, tehnologie și televiziune. Așa. Dar la mine, Vlad? Scutură. Covoarele. Și curățenie. Tu știi ce asta ce am înțelat eu? Doi oameni de sus când îi privești cum scutură covorul. Înțelegi cum? Super. Da, super. Și mi-aduc aminte. Ți-mi minte că scuturam tine covorul. Da. Și ai făcut milk tot ca și mine. Și milk ca și tine, de asta am spus, că avem câteva desene comune. Și munte. Și ultimul desen, că cum voi sunteți ca caracter? Ca și caracter. Eu sunt milk, viață lungă. Aha, eu sunt ecologie și naturaleți. Sweet. Ok, am înțeles. Da. Bun. Este așa un test nu... De clasa 8. De clasa 5. Da, înțeles. Adică, na, poate nu e un text. Sincer, eu când am făcut... Un test reprezentativ tare pentru noi. Nu știu de ce, adică n-am rog, poate circunstanțele. Eu acest test l-am făcut în limba rusă. Și primul desen am desenat din așa un punct, a făcut o coroană. Și am scris vlast și uspeh. Doamne, ferește! Înțeles. Că ultima emisiune prieteni cu colega noastră, cu așa coroană. Cu așa vlați și uspech. Și da. Nu mai pot. Trebuie să dea jos pe coroana asta sau să o îndrept un pic să nu-i cad. Da. Deci trebuie de tradus și cu viața Natalie. Da, vlați, uspech este succes. Și vlați este putere. Pentru da. Oarecare formă. Putere politică, da. Într-un oarecare sens. Ea deține forța, da. A deține puterea, deține forța. Tu o deții? Eu? Da. Da. Deține mai departe. Noi, nu, la tăți ne place că Natalia deține puterea. Da. În mâinile ei. Da, la mine acasă, eu cu motanul meu, eu sunt acolo. Eu cu motanul meu, de fapt, eu sunt glavnă. Nu, dar glat așa motanul e. El e cel mai principal. El deține puterea în țara. Dar nu, ești deține puterea și acum. Chiar am o duc și-ți dețină puterea și să invit următorii invitați. De ce nu? Își poate permit chestia asta. Îți oferim puterea toată în mâinile tale, respectiv să auzim cine sunt următorii noștri invitați.
Dragi telespectatori, acum la etajul 9 ajung doi băieți extrem de talentați care au participat și au luat trofee la numeroase concursuri internaționale. Radu Buza și Marcel Roșca. Radu, Marcel, salutări, salutări, băieți! Luați câte o granată. Doar să nu aruncați prea departe. Vă rugăm frumos să treceți. Să luați loc aici, alături de noi. Salut, băieți! Bine ați venit! Ne bucurăm foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Cum la voi? Foarte bine. Da? Eu înțeles că... Până înainte de a veni aici era foarte bine. Era foarte am bine, acum e super bine. Asta super nu bine. Ne spare, știi, înseamnă că băieți poate au alt plan, știi cum... O veniți și să gândesc oare, cum ați fi? Anatol, mie mi-e indiferent de planurile băieților, eu știu că la mine e super bine în emisiune, respectiv numai așa și poate să fie, da? Așa, băieți, voi vă cunoașteți de câți ani? Patru ani. De patru ani. Vă cunoașteți sau sunteți împreună? Patru sau? Nu știm, e ideea. Ne cunoaștem, colaborăm. Colaborați. Da. E că știți, e că asta e important. Asta e... Colaborăm și până aici. Și, da. Păi, dar și normal, dar până unde poate să meargă? Colaborarea poate să meargă departe. Este o chestie, trebuie să fie clar trasă linia, așa. Da. Colaborare și atât. Colaborare și nu ne băgăm mai departe. Așa. Linia trebuie să fie trasă. Colaborați în ce format? Vă ajutați, vă dați sfaturi, vă scriți unul pentru altul texte, chestii, ce faceți? Muzică, ce faceți? Nu, deci colaborarea noastră e foarte succintă. Eu de ceva timp... Eu de ceva timp mă ocup de identificarea talentelor în Republica Moldova și, da, producător e prea mult spus. Așa, Moldova, un fel de... Profesie, prea mult spus. Da, nu, dar știi, identificarea talentelor. Știi cum ești care caută aur sau... Da. Poate și mai mult decât un aur să identifici un interpret bun. Într-adevăr valoros și deja îi promovez la festivaluri și concursuri internaționale. Deci în cazul nostru avem o colaborare frumoasă pe parcursul anilor și urmează, da, urmează lucruri și mai interesante și mai mari. Și noi am auzit că voi degrabă trebuie să plecați la un festival iarăși internațional. Sper eu că este internațional, dar oricum, dacă sunt moldoveni în Estonia, respectiv... Și dacă nu speri tu, oricum e internațional. Oricum e internațional, da? Da. Cum se numește? Că am încercat să găsesc pe internet și n-am înțeles cum se numește. Deci festivalul se numește Lagnalaul. Lagnalaur. Da, okay. Da. Ah, Laur de la... Nu Laur, Laul. Laul, Laul. Laul, se pare că e lac, dar Lagna n-am mai găsit lagna ceva, lagună, un nume. Lagună, lagună, da, da, probabil. Laguna Plață, da. De unde vine denumirea asta? Nu știu, nu fac parte din comitetul de organizare. Așa, și estonienii știm noi foarte bine că au principiile lor de a alege denumiri și așa mai departe. Da, sunt foarte originali. Sunt foarte original la acest capitol. Da, de fapt. Ați mai participat la acest concurs sau este pentru prima dată? Nu, deci de fapt foarte rar plecau delegații din Republica Moldova la acest concurs. Ultima dată a fost Millennium în 2013 și a luat mare trofeu. Dar da. Și de atunci, practic, până în ziua de azi n-a fost nimeni. Ok, acum mergeți doar voi doi sau merge o delegație mai numeroasă? Mai merge un participant, din păcate n-a reușit să fie azi cu noi. Așa. Vladislav Cojocaru, student la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, canto academic, lucrează la Teatru de Operă și Balet. Și primește un salariu de 1500. Un salariu decent, da. Pentru Chișinău. Pentru că și nu am un salariu decent, da? O întrebare cu concursul. Ce melodii vei interpreta? Două. Deci una o să fie în română sau în engleză, cred. Trei piese. Trei piese în total. Trei piese. O să ne spui care vor fi? Deci ce melodii te-ai gândit să le interpretezi? Nu m-am gândit foarte mult la acest capitol, pentru că deja aveam cumva pregătit din spatele concursului. Din, aha, din așa, adică Prodigy Smack My Beach Up, da? Da. Și... Noi ne-am gândit și eu am decis. Poftim? Trandafir de la Moldova. Trandafir, da, de la... Perusești. De la Portugalia. Nu, în Hindu. Trandafir de la Moldova, în Hindu. Hai, hinga, ha, Moldova, ghe, hinga, ha, Jehova. Da, normal. La sfârșit ai zis Vova, da? Eu am zis, da, Vova. Cadem cu Vova. Vova sau Jehova. Da, da. Ei, sau așa.
Da, o piesă din limba natală o să fie Săraca inima mea. O piesă pe care am cântat-o la X Factor. Așa. A doua piesă m-am gândit, de fapt ne-am gândit noi, da, să cânt un hit internațional și ăsta la sigur va fi Running, Running. Pe care l-am cântat în audiții. Okay. Și da, videoclipul toată să-l puneți. Ah. Sau chiar să-l arătați. Asta-l facem. O să-l reproducem. Și a treia piesă? O luăm pe Natalia de la Voice. Da, Natalia este, Natalia poate să noate liber. Natalia poate să noate în băg vocal. Așa, și a treia piesă? Și a treia piesă pentru finală. Da. În caz că ajungem. Nu, nu. Nu în caz. Locul întâi și Grand Prix unul ăștia. Eu vreau să fiu mai modest. Nu trebuie. Și a treia piesă m-am gândit să cânt Vivo per lei. Super. Noi dăm acord. Tătă lumea. Mergeți spate. Noi. Acceptați, da, spate. Spate, da. Spate. Băieți, noi vrem să rugăm pe Natalia să ne spună ce v-am pregătit vouă, pentru că voi n-ați plecat așa cu una cu două de aici până nu participați într-o rubrică specială amenajată pentru măriile voastre. Și dacă Natalia, vă descurcați bine, Natalia merge cu voi la Estonia. Nici nu ne-am așteptat. Pentru mărinile voastre, da? Da, da. Natalia, ia să ne spui. Natalia Marino, da. Cum mergi tu să noți cu băieții în Estonia, în bag vocal? Marcel și Radu, trebuie să ne spuneți denumirea piesei sau cine este interpretul a următoarelor piese inversate. Prieteni, vreau să vă spun că asta o să vă ajute foarte mult în Estonia, pentru că voi acolo veți auzi foarte multe piese și respectiv de acum vă pregătiți, știi cum? Aha. Eu știu și când chestia, da. Deci, dar inițial vor fi inversate, după care vă... Dar unde sunt piesele? Piesele sunt acasă, la... la cum îl cheamă? Pavel Turcu? Pavel Turcu, da, da, okay. El le-a pregătit și... Johi Davis. Suntem, Johi Davis și Pavel Turcu, da, împreună vor interpreta prima melodie. Ei au colaborat? Au colaborat, au scris cânt pe invers. Deci, precis? Au scris cânt cu asta. Nu, ei chiar l-au luat. Sonorizat. L-au sonorizat. Așa, suntem gata. Prima melodie, prieteni. Atenție. Maxima. Păi stai, eu știu piesa. Eu știu piesa, dar nu știu cine e... Păi nu, denumirea piesei măcar. Freestyler. Freestyler. Bum Funk MCs. Bum Funk MCs. Freestyler. Este, este, este. Come on! Și găsărește! Ok, super! Continuăm! Următoarea piesă. Bravo, băieți! Piesa, da. Piesa anilor... Piesa anilor... Piesa anilor... Piesa anilor... Da, da! Ăsta e Igor Cuciuc, dacă nu greșesc. Igor Cuciuc. Hai, opriți, vă rog frumos! Teti vor! Nu? Opriți, vă rog frumos, deci băieți... Nu știu. Eu am zis Igor Cuciuc, cred. Igor Cuciuc, deci respectiv nu ne trebuie sau interpretul, sau denumirea piesei. Ia să auzim original. Deja ați răspuns corect cu Igor Cuciuc, dar melodie să auzim, să vedeți dacă știți măcar originalul din melodie. Da, eu am spus corect. Cum ai spus tu, Radu? Tete vor sau nu știu. Toate vor la sărutat. Da, o. Toate vor. Și... 99 de kilometri. 99 de kilometri. 99 de kilometri. 99 de kilometri. Și femeile le-a cântat. Da, toate vor la sărutat. Se numește melodia. Următoarea piesă. Să încercăm. Can't stop the feeling. Oa. Justin Timberlake. Da, 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 Justin Timberlake. Mersi mult, regia. Vreau să-ți spun că nici eu nu ne-am dat seama dacă nu scrie aici, du-te cât de repede Marcel și-a dat seama. Da, da, vezi că a simțit notele. Cum se numește încă o dată? Can't stop the feeling. Can't stop the feeling. Justin, okay. Domnul Justin Timberlake. Timberlake. Lake. Day. Super, mersi frumos, regie, mersi, mersi, mersi. Noi mai avem încă trei melodii și respectiv toate trei. Mă simt că la ugadai melodii. Cu bani sau fără? Eu tot. Da, numai că e invers ugadai. Cu bani sau fără? Da, la sfârșit să-ți primiți premiu mare. Da. Florile astea. Și vă șopliți. Maroon 5, Sugar. Da, Sugar. Băi, da, srei, băieții!
Maroon 5. Maroon 5, Sugar. Sugar. Și piesa și trupa, perfect. Zahăr, bravo. Maroon 5, Zahăr. Ți-ai dat seama și tu, Radu? Da, da, da. Noi cam identic. Natalia, ia vină cu asta, dansăm un pic. Cam în același moment. Super! Îmi place, îmi place. Și toată lumea împreună. Woohoo! Sugar, yes, please. Hai, interpretează, interpretează că ți iese, ți iese bine. Hai, come on. Woo! Hai, Marcel. Uite. Mulțumim, regia, următoarea piesă. Da, Natalia, nu fugi. Natalia, porle, Natalia. Natalia, nu fugi, că trebuie să rămâi cu noi. Uite, așa ai primit niște plăricele. Super tare. Eu spart ochelarii, Natalia. Liniște, liniște, vă rog frumos în platou. Ascultăm următoarea piesă. Contrebandist de Jean. Lui e rău sau și el? Și tu. Cunosc piesa, dar nu pot să, adică nu știu denumirea piesei și nici măcar nu știu cine o cântă. La fel, am auzit-o. Stai, 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 stai. Ian, hai să oprim piesa, vă rog frumos, regia. Interpretează-o atunci. În cazul în care cunoști piesa propriu. Da, na, 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 nu, știu, nu știu textul. Deci frecvent o auzim. Nu, da, dar... Natalia, ia, aruncă florile. Aruncă florile în mine. E un băiat de o altă culoare. Da, e John Legend sau ceva de genul ăsta. Sau The Weeknd. Nu, e băiatul ăla care e cu pălărie mai mare și merge are el o altă melodie. Care. Surceanu? Da. De culoare. Eu credeam inițial că e mai tânăr decât de fapt. El are peste 40, 47 după câte am înțeles, dar arăta... Bruno Mars? Nu. Chiar nu știu despre cine vorbești. Deci e vorba de Pharrell Williams. Da. Pharrell Williams. Ah. Is it happy? Da, da, da. Ah. Freedom. Freedom. Am înțeles, Pharrell Williams, noi continuăm cu următoarea piesă. Da, dar până la urmă... S-a inspirat de la Ion Surceanu. Mergeți oricum foarte bine, chiar dacă una nu ați... Nu, dar vezi că știa piesa propriu zis, nu știa cum okay. Se numește interpretul. Ultima melodie. Hai! Germană. Asta e rap. Asta e rău. Băi, stai rău. Valentin Uzun, Tarnis, dragă domnișoară. Cum? Dragă domnișoară. Să auzim originalul. Vai de mine, de mine, nici prin cap nu mi-a trecut. Hai să zic acum o chestie, deci... deci unica piesă, eu de fapt cu... Mersi, regia. Încă o dată, încă o dată. Mersi, mersi. Eu, de fapt, cu Valentin Uzun colaborăm. Eu așa. Cânt în orchestra Simrat. Și asta e unica piesă da, pe care, chiar nu, Valentin? Nu n-am putut să-mi dau seama. Uite așa, Valentin... Valentin, să nu te uiți la video ăsta. Valentin, nu uite-te. Noi, la emisiunea respectivă, o să-ți facem tag neapărat când o să o postăm pe internet, să vezi tu cum Marcel nu zicește. Și nu uita. Băieți, eu am luat în masa. Și, eu am tot dansat, așa că am făcut. Și mai e o idee la piesa asta, că... Când plecăm cu orchestra pe la ceremonii să mai cântăm, da, da. De obicei mai sunt oameni care dau comandă de această piesă. Dragă și de multe ori am și cântat-o. Ai înțeles? Și uite că n-a recunoscut. Dar important că Radu a răspuns corect și important e 5 că... la 1, prieteni. 5 la 1. Da, 5 la 1 versus cu cine? Deci cu noi. Noi știm. În general nu le-am știut, pe piesa 1 și l-am știut, Freedom. Stai că tu le-aveai scris acolo. Le-am scris, asta și știam. Normal că altfel... Celelalte nu le știm chiar dacă erau scris. Altfel deci nu le... No. Ok, chiar v-ați descurcat foarte bine și știi de ce spun asta? Pentru că ați auzit doar câteva note și din start ați spus că știți păi deja. Păi asta a fost... Pentru că trebuie să asculti toată melodia și să auzi un moment doar și după care să-ți dai seama. Exact, iar voi, da. Practic de la bun. Urechea foarte bine. Radu, Marcel, noi fără vă dorim să nu aveți ureche rece nici în Estonia, nici în oricare alte țări, să mergeți înainte, să participați în concursuri, mega concursuri și ultra concursuri, să le luați pe toate. Da, na, mă rog, chiar și dacă nu luați premii, oricum participarea înseamnă foarte mult pentru că vă generează oricare viteză. De fapt, scopul nostru
la acest concurs este să mergem, să venim acasă cu premiul mare. Nu, dacă nu veniți cu premiul mare, noi nici nu vă primim. Dar dacă vinim cu premiul mare, ne așteptați la aeroport. Da, numai decât. De asta îți răspund. Da! Participare vine în are. Sara vă așteaptă. Colaș, Sara vă așteaptă colaș, dar participare vine în are, respectiv prieteni succes. Nu, voi doi. Vreau o informație și un mesaj pentru telespectatorii noștri. Niciodată nu m-am așteptat că dintr-un lift poți să ieși direct într-un apartament. A, la noi e apartament, nu e platou de filmare, la noi e apartament. Ok, hai, da. E apartament. Nu, de fapt este o primire foarte faină, foarte călduroasă. Deci suntem foarte bucuroși că suntem astăzi aici. Da, ne simțim foarte caioși, pozitiv. Ne bucurăm că am fost invitați la această emisiune pentru că o să plecăm de aici cu o doză de energie și dispoziție bună. Pur și simplu cu o doză, băieți, tot ați pleci. Doză, da. Urmăriți această emisiune pentru că e foarte faină. Ok, super, îți mulțumim foarte mult. Băieți, o doză de băutură rocolitoare. Urmăriți muzica bună, muzica de calitate, de fapt, și interpreții de calitate. Vă mulțumim aproape, băieți, pentru că ați acceptat invitația și vă mai așteptăm, pentru că voi sunteți niște băieți foarte pozitivi și asta e cel mai important. Asta creează atmosfera asta. Baftă mare, mulțumim. În toate concursurile de altfel. Dragi prieteni, iată că a venit și timpul să ne luăm rămas bun, dar nu pe mult timp. Nu pe mult timp, într-adevăr, pentru că și în altă zi venim noi aici la etaj 9, iar voi vă urcați împreună cu noi cu dispoziție mare la înălțime. Eu îți spus tăt, eu pur și simplu vă spun. Adică! Această emisiune conține plasare de produse.